Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu o noutate importantă despre moneta VCX. Cine a fost înscris pe acest site? Deci, pe 13 mai este deja oficial informația că ei se deschid. Aceasta va fi o bursă de schimb. Inițial ei încep cu 5 poziții. Deci Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin și așa mai departe, să mai vedem care o să fie, 5. La fel, din 13 mai se va deschide și vânzarea monetelor VCX, adică ei le vor cumpăra dacă noi îți dorim să le vinim. Cine nu știe, la înregistrare aici dădeau 50 de monete. Nu știu cum, dacă mai dau, dacă scrii, posibil că încă mai dai, cine nu este înregistrat pe acest site, faceți înregistrare. După acest video va fi link-ul. Practic, peste 10 zile o să puteți să le vindeți, dacă o să primiți aceste monede. Dar nu vă recomand să le vindeți, dar mai bine să le schimbați pe moneta care va fi creată de această bursă, X token, pentru că se va schimba la un curs foarte bun. Deci moneta VCX, ea când s-a emis, undeva era prețul 10 cenți. Iar moneta X token, creată de ei, costă 4 cenți. Acum, deci 4 cenți. În schimb, dacă noi aceste monete VCX care le primim, le schimbăm pe X token, primim pentru un VCX 10X token. Deci el se primește că nu 10 cents, dar 40 de cents primim. Deci 400% este valoarea lor dacă facem astfel de schimb. Dar vom vedea care va fi situația, se va putea de dat discos aceste monete X token sau nu, dar prin ce sunt interesante aceste monete, că ele sunt după principiul de deflație, adică este inflație, când numărul monetelor crește și deflație când numărul monetelor scade. La ce asta poate duce? La ce e că va fi cererea tot mai mare și mai mare la aceste monete, de unde și va crește și prețul acestei monete. Deci vor fi în 4 cenți, dar treptat va fi tot în creștere. Ca tare, uitați-vă la moneta emisă de bursa Binance. Și o să vedeți că ea inițial avea costa câteva cenți, acum e în jur de 10 de dolari costă. Nu știu precis cât, că nu m-a uitat asta. Dar sute de ori a crescut în preț. Deci asta e ideea, că să aveți atenție pe 13 mai. La fel, e foarte important, când se va deschide bursa, să faceți înregistrare cu același e-mail cu care ați făcut înregistrare pe acest site. Să o faceți. Cine încă n-a făcut. Căci doar așa se va face legătura între acest site, unde se dau monetele și bursa. Dacă o fi alt e-mail, va fi mai greu de demonstrat că... Deci ei nu vor da, deci sunt unii care au făcut mai multe conturi, deci nu va fi așa ceva, doar dintr-un cont. Se va putea face acest lucru. Va fi posibil verificarea. Să aveți asta în vedere. Care s-o cot mai șmecher că toți. Cum? Veți reuși să duceți de nas, până la urmă, să-mi spremească că pierzi ceea ce aveți. Cam atât ce am vrut să spun. Nu uitați să vă înscriți la canalul meu ca să fiți la curent cu alte video. Numai bine.